Salutare, salutare! Prietenul vostru, Lauru Balauru, face o nouă activitate astăzi. Spală niște covorașe, însoțit de maestra Nina Balaurina. Ia uitați! Le înmuiem, după care punem dero. Maestra Nina Balaurina face această operațiune. Punerea de dero pe covorașe. După care... Facem un mix între dero și apă și le lăsăm 20 de minute la înmoiat. După care începem procesul de spălare. Pentru început, maestra Nina Balaurina, Lauru Balauru, o să vină în faza 2, unde trebuie mai multă forță de apăsare. Da. Spălăm cu apă după operațiunea cu acest obiect. De fapt, o mătură specială pentru spălat covoarele. Putem să-i zicem mopul magic, mopul de covoare. Da. Ia priviți, vedeți? Dacă pui prea multă forță, covorul se deplasează. Ia uitați-le! Cele două covoare arată binișor. Au fost spălate, acum sunt clătite. Nu clătite de mâncat, clătite de... de ro... Care a fost depus pe ele. Ia priviți ce bine arată. Ultima clătire. Au ieșit. Super. Zi plăcută. Vă mulțumesc pentru vizionare. Like, share and comment. La urbalauru77.